Hei, ce faceți? Sunt Marilu și am făcut 100.000 de abonați. Ca să spun așa câteva cuvinte, având în vedere că ăsta se presupune că e video special de 100.000 de abonați. Nu pot să cred că nici într-un an am ajuns la această sumă și vă mulțumesc enorm. Eu mă bucur foarte tare că am ocazia de a evolua, de a greși, de a face lucruri frumoase alături de voi. Mă uit așa la mine, la videourile vechi și văd că am evoluat și consider că fiecare dintre noi este într-o continuă evoluție. Pe zi ce trece, eu și sper ca și voi să deveniți niște persoane mai bune, să învățați și mai multe lucruri pe care să le aplicați în viața voastră. De când m-am apucat de YouTube am trecut și prin bune, foarte multe bune, și prin rele, dar nu este nicio problemă. După cum am spus, trăim ca să învățăm. Sunt foarte mândră că am o comunitate care să mă susțină în acest parcurs al meu. Dacă vă promit ceva este că voi fi mereu aici pentru voi cu un video, cu o ținută pe blog, cu poze, cu, nu știu, cu o energie pozitivă, pentru că până la urmă despre asta este ideea. Dacă mi-ar da cineva și un microfon ca să fie mai formală toată treaba, nu? Okay. Să știți că am foarte multe planuri în legătură cu YouTube-ul, la modul că acum, nu știu, de când am ajuns la 100.000 de abonați, wow, nu știu, sunt așa, primesc așa parcă într-una un boost de energie pozitivă. O să integrez pe lângă vlogurile mele cu care sunteți obișnuiți, o să încep să fac și ceva pe partea de fashion și beauty în principiu, pentru că mereu au fost două pasiuni ale mele pe care, pe lângă că le pun pe blog, vreau de acum să încep ceva așa și pe YouTube. Acum că tot am peruca asta, nu m-ați mai văzut cu ea, o ador și cred că o să o port des. Cred că chiar o să o port multe videouri. Este de la firma mea preferată de peruci, care, de fapt, mereu îmi trimite peruci, și anume evahair.com. Vă las acolo în descriere link-ul și să știți că vă promitam eu acum câteva săptămâni ceva, și anume un Q&A. Ce părere ai de YouTube-ul românesc? Adică îți place cum a evoluat? PS, ești cea mai tare, nu asculta haterii. Nu n-ascult niciodată haterii, pentru că le consider doar niște persoane frustrate, niște persoane care nu au un nivel intelectual atât de ridicat pentru a mă critica, și asta se observă din felul în care vorbesc și din argumentele pe care mi le aduc. Mă așteptam din prima ca o fată să primească hate pe YouTube, dar asta mă ambiționează și mai mult, mai ales că văd câtă lume mă susține și e foarte tare. De ce aș băga în seamă niște oameni frustrați care doar mă comentează pe mine? Frate, probabil când, dacă m-ar vedea unul pe stradă, s-ar pișa pe el când m-ar vedea, așa că ce vorbim. Iar acum, legat de întrebarea ce părere am de YouTube-ul românesc, legat de creatorii de conținut, băi, mi se pare ok, adică până la urmă, după cum am mai spus, fiecare face exact ce vrea pe platforma asta. Sunt audiențe pentru toate tipurile de conținut. Nu-mi place, evident, cum a evoluat YouTube-ul românesc din anumite puncte de vedere, de exemplu, nu știu, pentru că au început să fie fel de fel de oameni a căror audiență crește doar pentru că comentează de alte persoane. Sper ca în timp să fim mai deschiși la minte și să nu mai judecăm așa fiecare chestie. Cum am zis, sper ca mentalitatea și din România se schimbe în legătură cu creatorii de conținut. Frate, fiecare face ce vrea. Nu îți place, nu te uiți. Oricum amuză foarte tare oamenii care vin cu fel de fel de teorii despre cum am făcut nu știu ce și cum am greșit nu știu ce și oh my god! Da, mi se pare. Se pare absolut, nu știu, penibil, dar na, fiecare are nebunia lui. La ce facultate am intrat? La facultatea de litere, București. Ce părere ai despre tine? Crezi că mai e ceva de îmbunătățit la tine sau e ok așa cum ești acum? Pe zi ce trece, eu una investesc din ce în ce mai mult în mine ca să devin o persoană mai bună. La momentul acesta eu sunt foarte mulțumită de persoana mea pentru că am foarte multă încredere în mine. Am ajuns destul de greu să fiu așa pentru că de-a lungul timpului am avut, nu știu, fel de fel de probleme sociale. Am spus că eu sunt cea mai bună, eu trebuie să fac totul exact așa cum doresc în viața asta și că nimic nu mă poate opri. Trebuie să ai atitudinea asta foarte, foarte pozitivă. Care este categoria de muzică care îți trezește emoțiile cele mai puternice? Băi, probabil arăt ca o pisipoancă majoritatea timpului, dar să știți că nu zic chiar așa. Probabil că arăt numai că n-ascult muzică de pisipoancă, orice ar fi ascultând alea. Eu sunt așa mai pe old school, adică la petrecere, ok, la petrecere ascult comercială, mă rup pe comercială, dacă aud Smiley cad pe jos. Dar așa, dacă mă vedeți, nu știu ce ascult muzică în căști sau așa, on a daily basis, ascult rock. Rock sau melodii foarte vechi, sunt așa foarte old school. Iar trupa mea preferată este Nirvana. De fiecare dată când ascult Nirvana am așa, nu știu, mai am niște emoții foarte puternice. Ai văzut ce i-a zis Bongo lui Marius Nicolae despre tine? Nu. Hai să vedem. Ochii după scufița roșie. Marius, Bongo e sigur că nu îi zice nu lui Marilu.
Să prind și de data asta, frate. Cam greu să nu-i verifici profilul de Instagram de 5 ori pe zi, nu? Deci de-aia mi-au crescut mie vizualizările pe blog și pe Instagram. Ok, Marius. Realitatea te depășește. Însă Bongo crede că pierzi cam mult timp din scroll pe blogul lui Marilu. Nu pot să neg pentru că încă o dată are drept. Exact ce ziceam. Știi care e diferența dintre tine și Titanic? În Titanic se știe câte au intrat. Da, dar a fost cam nasol de ei atunci când s-au dat. Câte kilograme ai avut maxim? Nu știu cât am avut maxim, dar cert e că odată mama a trebuit să rezerve 3 locuri atunci când trebuia să zburăm doar noi două. Și o să spune multe. Este adevărat că toate fetele fac sex oral? Propoziția asta e la fel de adevărată ca propoziția toți băieții fac sex. Nu pe atât de adevărată pe cât ar vrea alții să creadă. Ți-a venit chill-ul luna asta? Nu mi-a venit chill-ul luna asta și sinceră să fiu, nici nu l-am așteptat. Ești fată mare, categorie grea 1,90 și 80 de kilograme. Din ce sunt făcute merele? Cea mai simplă întrebare de până acum, merele sunt făcute din spermă de plantă ejaculată pe niște albine plimbărețe. Cum faci de arăți așa bine? Băi, sincer, mai fac sport uneori, mănânc foarte sănătos, adică mănânc foarte mult spanac, avocado, legume în general, foarte multe semințe. Beau sucuri doar naturale și mănânc fructe. Deci, nu știu, sunt foarte disperată cu mâncatul ăsta sănătos. Mereu am vrut să mă mențin și mereu dacă nu mă simt în formă sau dacă mănânc prostii, mă simt foarte rău. Ce te face să te îndrăgostești de un bărbat? Băi, am 3 calități stabilite foarte clar, și anume 1. Maturitate, 2. Inteligență și 3. Simț al umorului foarte bine dezvoltat. Ai plecat în America și ai stat acolo 2 ani dacă ai primi foarte, foarte mulți ani? Da, aș sta în America mai mult de 2 ani dacă aș primi foarte, foarte mulți ani de pușcărie. Ai fost vreodată pusă să alegi dintre familie și faimă? Cum crezi tu că am ajuns la 100.000 de abonați? Ai fost vreodată cu un băiat la un magazin de lingerie intimă? Băi, cineva trebuia să-mi care plasele, nu? Ai multe haine? Tu măcar ai intrat pe blogul meu de fashion? Te-ai gândit vreodată să pleci din țară? Băi, nu m-am gândit să mă stabilesc în altă țară și să plec din România. Mie îmi place în România, adică nu sunt așa, nu știu, foarte patriotă eu, chiar dacă uneori nu prea ar trebui. O chestie pe care aș vrea să o schimb doar la România ar fi, nu știu, mentalitatea așa a unor oameni, să nu mai fie chiar așa comunistă și să fim și noi poate mai deschiși la minte. Cât clickbait ai în sânge? Întrebarea e cât sânge am în clickbait. Ți-e frică de ceva anume? E frica ta numărul 1? Eu sunt o persoană așa foarte iubitoare de fel și da, mi-e frică de singurătate, de aia mereu prefer să-mi țin prietenii aproape și oamenii pe care îi iubesc foarte aproape de mine. Ai încercat vreodată să te dai cu ojo pe buze? Da, în ziua în care am intrat și prelandez. Dacă ai avea o putere supranaturală, care ai vrea să fie? Băi, o să zic cea mai lame chestie, aș vrea foarte tare să pot să mă teleportez oriunde vreau, să fac așa și să fiu direct acolo fără să mai iau Uber-ul sau alte prostii, oh, ce bine ar fi. Ai iubit, wow, cineva este chiar dornic să știe dacă am iubit și spune să răspund sincer. Sincer, cu care YouTuber ai vrea să faci o colaborare? Primul YouTuber la care am început eu să mă uit când eram mai micuță și mă uit și acum este Shane Dawson, vă recomand să vă uitați la videoclipurile lui, pe unii dintre voi o să vă... îngrozească faptul că omul mai abordează și fel de fel de sketch-uri cu tendă sexuală sau așa. Dar, băi, uite că tot vorbim de chestia asta, de mentalitatea asta deschisă, da? Să fie open-minded. Tipul face niște sketch-uri și niște vloguri și niște de toate parodii care sunt extrem de apreciate și de multe ori m-am gândit că, băi, omul ăsta dacă ar face ce face, nebunile pe care le face în America, le-ar face aici în România, probabil ar lua numai hate. Și eu mereu l-am apreciat pentru că, frate, omul se prezintă în fața oamenilor exact așa cum e. E nebun, e mai sărit, îi plac glumele de nu știu care, nu știu cum, frate, se prezintă așa în fața oamenilor. Îți place de el? Te uiți la el. Nu-ți place de el? Pa, pa. Te-ai gândit să faci un copil? Dacă da, când? Da, m-am gândit și cred că mă duc chiar acum. Vine imediat. Ok, cam atât a fost. Trebuia să iau și câteva întrebări de pe Instagram, dar vă promit la următorul Q&A o să fac și de pe Instagram și de pe YouTube, ok? Nu uitați să verificați descrierea acolo, să găsiți contul meu de Instagram, dați-mi follow, uitați-vă pe blogul meu. Pa, pa!